Salut, dragilor! Sunteți din nou la ediția de dimineață și vă mulțumesc că sunteți aici. Astăzi am un invitat la care eu pot să divulg chestia asta. Am fost pacient. Psihiatrul Gabi Diaconu. Salut, Gabi! Salut! Vă spuneam că am fost pacientul lui, acum vreo 10 ani, cred, cu aproximație, într-un moment în care îmi pierdusem și stima de sine, dar și jobul și multe alte lucruri din viața mea și m-am dus la Gabi să mă facă bine. Și am stat de vorbă cu Gabi multă vreme și mi-a spus o mulțime de povești. Nu m-am făcut bine. Sau m-am făcut? Gabi. Oamenii când vin și avem o primă conversație, cred că au o imagine despre ce ar însemna să fie bine, care e distorsionată de faptul că le este rău. Și asta e o chestiune pe care am învățat în anii ăștia atunci cu mine când ne-am întâlnit, eram foarte la începutul carierei și cred că și eu mi-am schimbat noțiunea de bine de-a lungul anilor, cam ce o fi însemnând sau unde ar trebui să-i conduci pe oameni sau unde vor oamenii să fie conduși. Fapt este că ce am învățat eu din 10 ani de psihiatrie în România este o chestiune pe care doar o presupuneam și am validat-o între timp. Că sănătatea e un lucru despre care afli că l-ai când nu-l mai ai și când l-ai pierdut. Sănătatea mentală cu atât mai mult, dintr-o dată, că vorbeam de bine, în momentul în care te trezești într-o stare de rău, tânjești după o stare de bine pe care nici înainte poate că nu o aveai, dar o tot amânai. Știi? Și brusc oamenii când nu mai dorm, nu mai mănâncă, fizic le este rău, psihic, sunt la pământ, spun, băi, mi-aș dori să fiu bine. Și întreb, cum e bine ăla? Și ăla e momentul, ca în bancurile sovietice, când încep și îți spun, ca înainte. Nu poate să fie ca înainte niciodată. Nu poate să fie ca înainte niciodată. N-are cum. Și le spui, da, știi ce s-a întâmplat înainte a făcut să ajungem să stăm de vorbă. Și atunci propunerea din ce în ce mai mult cu pacienții este să fie un bine ca de acum înainte. Și asta e greu. Un bine nou. Da, ceva care s-a întâmplat trebuie să moară ca ceva să poată trăi. Știi? E o filozofie de muncă, evident că e ocazional nu e universal, nu se poate aplica tuturor cazurilor. Ne mai vorbim de faptul că sunt oameni pe care eu îi cunosc prin virtutea meseriei și unde prima veste proastă este că nu există bine pentru ei. Asta este deja... Le spui asta? Da. Da. Adică le spui pacienților, ești într-o situație limită, și lucrurile nu o se să fie niciodată super wow nu, pentru tine. Și atunci avem nevoie să inventăm un alt obiectiv și să gândim împreună un alt obiectiv, pentru că s-ar putea că bine ești acum, chiar dacă ție nu ți este bine, în raport cu felul în care lucrurile se vor desfășura în viitor. Tu când erai mic, te jucai, puneai un alt copil pe un pat sau pe o canapea și îl puneai să-ți povestească. Cum ai ajuns psihiatru? Eu am ajuns ai psihiatru plecat de acolo? Pentru că am fost pacient la rândul meu. Asta pacientul nu știu dacă e un lucru pe care ți l-am spus. Pacientul unui psihiatru. Așa. Când eram student. Și felul în care s-au desfășurat lucrurile, acum sunt 22 de ani de atunci. Am spus povestea asta pacienților an la rândul. Nu e un secret, dar la vremea când eu am ajuns pacient, era un secret. Foarte, foarte puțini oameni știau de chestiunea asta. Și evident că prima persoană cu care am avut contact, pentru că nu mi-era bine, nu a fost psihiatru, a fost un preot. Și m-am trezit cu el la ușă, părinții mei, oameni fiecare cu doctorat, unul în fizică, unul în geologie, au considerat că este oportun, la momentul când mie nu mi-era bine, să sfințească apartamentul. Și după ce diverse incidente s-au întâmplat în timpul slujbei de sfințire apartamentului, am scăpat bricheta în apa sfințită, ca să înțelegi. Toată lumea era într-un colectiv. Au reconsiderat ai mei, probabil că au dat telefon, n-am să știu niciodată. Cert este că într-o zi ne-am suit în mașină și taică mi-a spus că mergem să vizităm un vechi prieten de-al lui și am ajuns la spitalul de psihiatrie, unde într-adevăr ne-am întâlnit cu un vechi prieten de-al taică-mi, care era profesor de psihiatrie și care spre... ușurarea mea, e mult spus, spre relaxarea mea, mi-a confirmat că nu sunt bolnav psihic, dar în mod evident sunt suferind psihic și m-a recomandat să încep să lucrez cu un psihoterapeut, Bogdan, cu care m-am văzut după aia săptămânal pentru niște luni de zile, l-am urât pe Bogdan. Mergeam undeva în zona restaurantului Budapesta, era într-un apartament, fumam fiecare copios de mult și discutam despre tatăl meu. E un clișeu în psihoterapie. Dar Bogdan, mulți ani mai târziu, a rămas un model pentru mine, pentru ce înseamnă un psihoterapeut. Un om foarte calm, foarte cald, foarte răbdător și mi-a dat o mulțime de sfaturi proaste. Deci, probabil că așa ar trebui să arate o terapie de succes. Pentru că am început să-mi dau seama la un moment dat... Cât ai mers la terapie? Aproape, ți-am spus, 3-4 luni. Aproape săptămânal ne vedeam. Costa 300.000 de lei la vremea respectivă.
Ai investit Și ceva. am investit ceva, nu erau bani Dar de fapt ieftini. tu ai furat meserie. După ce am terminat terapia cu Bogdan, viața mea medicală s-a schimbat. Eram student, eram în anul 4, am început și cariera de jurnalist în paralel, dar făcând știri și în același timp mergeam la spital, mă intrigau poveștile oamenilor mai mult decât bolile lor. Mă intrigau poveștile lor de viață. Era o chestie, o să te confirme de multe ori, oameni care au trecut prin traumă, tragedie, devii mai De sensibil. altfel, mi-aduc aminte când veneam la ședință la tine, aveai mereu câte o poveste cu unul Ben. Da. Ben era, făcea tot felul de chestii, el de fapt Ben, Erau era un exemplu fragmente, pentru mine, era da. un personaj imaginar. Sunt fragmente, am pățit un ecaz la un moment dat, Uite știi ce bine. i s-a întâmplat lui Ben, ca să vezi că nu ești singur, Da. să-mi dai sentimentul Nu că... era imaginar. Nu era imaginar? Nu, Ben niciodată nu era este real? imaginar. La un moment dat era să o pățesc, pot să zic așa. Eu am avut o perioadă în care scriam vinete, pe care le publicam în diverse ziare. Vinete de caz. O vinete de caz este ca și cum ai face un colaj, un ransom note, cu o bucățică din Da, trebuie povestea să le lui faci X. un pic mai anonime decât Le le anonimizezi. anonimizezi. Pacientul Da. din vinietă Și s-a este prins vreunul. virtual. Nu, nu e vorba de asta. Dar? O fostă colegă de-a mea de rezidențiat, fiind controversă pe marginea unei vinete scrise, în privat, mi-a spus, dar sunt cazuri reale? Și am spus, nu sunt reale. Și mi-a spus, nu e adevărat, sunt reale, pentru că n-au cum să nu fie reale, pentru că sunt convingătoare. Și am zis, dar tu știi, nu au cum să fie reale, de vreme ce eu culeg din 5 povești. Este, dacă vrei, un colaj sau este o păpușă făcută din spare parts, din părți care au mai rămas pe jos. Dar conversația respectivă, din motive care nu și-au locul aici, a ajuns la o ziaristă. Și asta era prin 2012. Și ziarista respectivă, nu mă ascund astăzi, e chiar un titlu de mândrie pentru mine, la vremea respectivă, în anul 2012, România la 20 de ani după Revoluție, scria psihiatru Gabriel Diaconu, își povestește cazurile în mediul online. Și asta era anatema, era stigmata. Urât. E foarte urât. Pentru că vezi, Doamne, contractul de confidențialitate e acolo și discreția este acolo. De fapt, e un alt nume Dar eu am pentru citit tabu. psihiatrii mari din America care scriu cărți. Dar Nu că bineînțeles. Își povestesc online cazurile. Scriu cărți cu anonimizarea completă a cazului, dar cu cazuri reale din care ei au înțeles ceva și a contat pentru știință chestia asta. Apropo Da. de treaba asta, cum anume îl ajută pe omul cu care stai de vorbă și încerci să-i repari mintea povestea altuia? Sunt lucruri deosebite aici. Fapt este că uneori nu ajută. Am oameni cu care, de fapt, primul pas către o discuție constructivă a fost, eu fiind destul de flecar pe astfel de lucruri, să-mi spună ce mă interesează pe mine, Vasile. Dar de ce mă interesează pe mine că altcineva a trecut prin asta? Nu mă interesează. Și ăla e momentul la care, ok, spunem stop și schimbăm un pic unghiul, camera. Spre exemplu, nevoia omului de a fi singur sau excepțional sau unic sau irepetabil în drama și tragedia lui. Adică e și un sau mod de poate a-ți păstra incapacitatea lui de a identitatea. înțelege că mai există și alții pe lume, Da, și dezinteresul pentru și alții. în același timp, dacă vrei, bine, aici devenim un pic tehnici. Din punct de vedere psihologic, regresia asta un pic infantilă, în care universul nu mai e heliocentric, nu ne învârtim împrejurul acelui aș soare toate planetele, ci e terocentric. Dintr-o dată pacientul e în mijlocul universului și totul se întâmplă împrejurul lui. Și evident că munca asta e o muncă de migală. Asta se întâmplă de obicei cu nevestele. Și ai putea să propui, totul se învârte în jurul lor, ai nu putea știu dacă să ai observat. propui că într-un cabinet de psihiatrie toți pacienții sunt Cum neveste, sunt neveste? Indiferent dacă sunt bărbați sau femei, evident că asta o să ofenseze câțiva oameni, pentru că fără doar și pare că susceptibilitatea la ofensă aparține anumitor personalități. N-ai cum să nu-i superi pe unii oameni. Îmi aduc aminte de un banc vechi din vremea studenției mele care zicea cam așa, se duce unul la doctor și zice, domn doctor, ce aveți pentru paranoia? Și doctorul îi spune, toată stima, domnule, toată stima. Eu mi-aduc aminte când ți eram... s-a întâmplat să ai și genul ăsta de... Când eram, încă eram student, dar știam că urmează să fac neurologie sau psihiatrie, eram pe un forum de discuții, între timp a devenit faimos, pe un website, era la început, la vremea respectivă, și discutam despre cazuri și prototipuri de cazuri și tulburarea personalității. Și marea discuție era despre pacienții care au tulburarea personalității de tip paranoid și concluzia unanimă a psihiatrilor este că dacă vei avea un pacient paranoid, este bine să-ți închizi buticul și să te muți în alt oraș. În fine, era o glumă cumva malițioasă. Unii pacienți de ce? Că sunt nu mai scap foarte de dificili. El, sau... Unul la mână, doi la mână dacă intri pe lista neagră a unei persoane care are o personalitate paranoidă accentuată, lucrurile pot să degenereze uneori cumplit. Și mă refer aici pentru tine ca relația ta practician, cu...
Nu, pentru tine ca om, pentru tine ca practician, acum de obicei nu stau Poate ai noroc și câștigă alegerile, se duce în Camera Deputaților sau Senat. Oamenii nu uită, Lucian. Am avut de-a lungul carierei și continui să am persoane pe care nu le-am mai văzut de 2 ani sau de 5 ani sau de 7 ani, care au probleme psihiatrice diverse, dar lasă că au problemele respective. Au o structură de personalitate care este malignă. Și când este malignă, rămâi cu ei pentru viață cumva. Și periodic, la un an, doi, trei, sunt oameni care scriu, te amenință, caută să-ți atragă atenția, sunt oameni care mi-au vandalizat mașina, sunt oameni care m-au amenințat copiii. Serios? Dar asta nu se întâmplă doar în psihiatrie. Care au fost pacienți și au ajuns la vandalizat mașina? Da, dar asta nu se întâmplă doar cu psihiatrie. Asta se întâmplă cu profesioniști din diverse servicii. Pentru că natura umană, oricât ne-ar plăcea nouă ca spiritual religios să fie dominată de bine, de fapt e rea. E rea, dar nu în sensul moral, ci în sensul brut, primitiv, biologic al cuvântului. Da. E o carte numită Așa zisul rău, scrisă de un etolog, adică un cercetător al comportamentului animal, Conrad Lorenz o cheamă. A fost foarte criticat. A fost foarte criticat foarte la vremea criticat. Respectivă. Eu am citit-o ca pe apă, mi-a plăcut foarte tare. Lorenz spune în esență că de fapt nu există morală, că ceea ce noi considerăm morală, bazată pe câteva precepte din astea, să nu faci rău, să nu omori, să nu ucizi, în regnul animal asta nu există, că în regnul animal există doar supraviețuirea individului, că este cel mai importantă valoare, până la urmă. Tu cum te raportezi la bine? Pentru tine, că ai pacienți pentru care nu mai există binele. Just. Cum îl pui la loc în capul lor? Acum, că la poate fel ca ei sunt normali din punct de vedere biologic, știi? Dacă te gândești, sunt bolnavi din punct de vedere al societății, da? Acum, la fel ca și mine, știi că pentru o imaginație corectă și constructivă a binelui îți trebuie un minim model, un minim schelet, pentru că altfel devine circular foarte repede binele. Și își pierde din, până la urmă, inclusiv dacă vrei, din utilitatea lui într-o conversație. După Lorenz au venit și alți etologi și care au observat din ce în ce mai accentuat felul în care dezvoltă animalele din diverse specii rudimente de morală. Hai să zicem rudimente ale binelui, speciile sociale, felul în care pot să colaboreze. Maimuțele, de exemplu, au și politică, nu numai morală. Da, și au războaie, unele dintre ele extrem de perfide, niciodată nu sunt superficializate prin violență, cât prin alianțe și trădări și minciună și așa mai departe. Și compasiune. Am citit, cred că Frans van der Waals, cred. Exact. Da. Exact. E un etolog, unul dintre oamenii care mie îmi place foarte mult pentru că pot să-i arăt videoclipurile pacienților mei ca să construim această, dacă vrei, minimă intuiție a binelui, spun eu. Și binele ca principiu, spre exemplu, trebuie să facă racord la gradul de civilizație în care te afli. Hai să ne întoarcem la bine. Spuneam că într-o anumită... Cum îl faci pe om să reia morala? Atunci când e un pic udus cu capul, cum îl faci să reia niște noțiuni de morală, să înceapă să facă bine și să fie bine. Dacă depășești momentul de binele ca principiu, într-o societate este bine să lucrezi, să faci mișcare, să menții relațiile cu egalii tăi, cu familia, toate lucrurile acestea sunt conivențe sociale. Dar după aia, dacă intri în conflict sau în contradicție cu principiile, dintr-o dată ești într-un domeniu, un câmp de luptă și de inovație. Din greșeală în greșeală, inclusiv la scală se întâmplă asta și în discuția cu un pacient. Ajungi la un moment dat într-o negociere dură cu el, pe parcursul a săptămâni, luni, ani, să reinventezi un bine care respectă, dacă vrei, principiul ăsta profund democratic. Binele meu merge fix până unde începe răul altuia. Dar nu mai departe. Ți s-a întâmplat ca medic să se îndrăgostească pacientele de tine? Da. Cum și rezolvi e problema complicat. Asta? Că e problema profesorului, nu e doar a psihiatrului. E complicat în primul și în primul rând pentru că a fi medic sau a fi terapeut sau în orice caz, de a fi o persoană chemată să ajute, nu te imunizează la relația interumană. Și subiectul, apropo de Ervin Yalom și cărțile lui, subiectul continuă să populeze multe seminarii, săli de conferințe, ședințe de intervizare și discuții, cum e la noi la clinică, în grup. Ce te faci dacă? Una e să pui întrebarea ipotetic, dar s-a întâmplat și când s-a întâmplat, a fost dificil. Hai să o zicem așa, în primul și în primul rând, pentru că în conversația respectivă, vrând nevrând, o să spui, uite, cam până aici este relația noastră profesională și în cele din urmă nu pot decât să respect sentimentele tale, dar avem de negociat dacă o să pot să continui în prezența lor sau discutăm să lucrez cu altcineva. Dar alteori n-am ajuns până acolo. Acum, oricât de prețios ar suna,
când discuți cazuri și situații și instanțe și momente de impas ale tale cu colegii, la un moment dat discuți și felul în care să ieși din ele, cât mai puțin șifonat cu putință. Asta înseamnă că, din vari motive, uite, hai să lucrezi cu X sau cu Y sau... Și chiar și așa este greu. Am o întrebare de la cei care sunt producători acestei emisiuni, se numește Ediția de Dimineață, și colegii mei vor să știe de la tine un lucru interesant. Există o explicație, aici întreb în psihologia poporului, pentru care românii nu sunt capabili să-și asume trecutul și mereu găsesc un alt vinovat, mă avea nevoie de un psiholog național, de nație. Întrebările astea sunt interesante, dar conțin deja în ele o parte a răspunsului. Da. Eu nu știu și n-am aflat că românii sunt incapabili. Și nu știu ce înseamnă să fii incapabil. Să-ți asumi trecutul înseamnă să zici, și să ți-l asumi corect, înseamnă să zici, băi, am greșit și noi. Nu a greșit mereu Merkel, n-a greșit mereu Trump, da, și cunosc n-a mulți greșit români, mereu Putin, absolut. Am mai greșit și noi. Cunosc mulți români care sunt niște oameni foarte asumați și care vor fi de acord că trecutul înseamnă și face și drege, că sunt într-o proporție majoritară sau nu, încă nu știm. În general, e greu să te reconciliezi cu lucruri grele și rele pe care le-ai trăit. Lucruri care au însemnat vărsare de sânge, lucruri care au însemnat distrugerea identității unui grup, epurare etnică. Tu dă-ți seama că România, o bună parte din ea a fost sub ocupație, o bună parte din ultimul mileniu, mă refer la Transilvania. A existat o altă bună parte din România care a fost călcată și tăvălită, cum s-a nimerit, la marginea Dunării, anume Valahia, țara românească. Și nu mai vorbim de Moldova, care are o biografie pe cât de splendidă, sunt pe atât de care sângeroasă. Au altă perspectivă. Turcii zic că au colaborat bine cu noi în vremea domniilor Panhariot. Și știi cum e vorba aia, că teroristul unei țări este luptătorul pentru libertatea la altă. Da. Dar ce vreau să spun este că în cele din urmă asumarea trecutului este o chestiune care este sinonimă cu schimbarea identității lui. Asta înseamnă că un grup oarecare a dus un travaliu intern la nivelul credințelor, la nivelul faptelor, poveștilor, amintirilor, până la punctul la care a încetat lupta, feuda cu inamicul. Asta se întâmplă în Balcani, nu doar românilor să aibă dificultăți să-și asume trecutul. Sârbii au aceeași problemă, bulgarii, albanezii au aceeași problemă, grecii au o problemă, inclusiv, culmea, turcii au o problemă cu asumarea trecutului lor, iar de ruși nu mai vorbim. De vreme ce este o problemă care se întâmplă popoarelor, înseamnă că felul în care popoarele ating echilibrul la un moment dat psihologic poate sau nu să fie adaptativ. Nu ne interesează sănătatea, apropo, ci ne interesează cât de mult poate să funcționeze configurația respectivă. Iar când vine vorba de felul în care funcționează pentru români, de fapt nu cred că asumarea și capabilitatea ne deranjează foarte mult, cât fantezia. Știi fantezia? Cum e? Fantezia. Am inventat tunelurile dacice. Da, și suntem niște oameni excepționali, cărora periodic s-a refuzat premiul Nobel. Am inventat cam tot ce se putea inventa. Dacă ar veni un pacient la tine și ar veni cu toate ideile astea, băi, eu sunt prima națiune din Europa, limba pe care o vorbesc eu acum a dat naștere tuturor limbilor din Europa, franceză, engleză, latină, și mai departe. Ai mei aveau tehnologii, aveau unde, aveau chestii, da, paranormale. Ce îi spune acestui pacient? Absolut, care nimic, e unul colectiv? Aș asculta. L-ai asculta? Nu, realmente aș asculta. Când practici meseria asta, e în anumite momente ca un fel de șah, în alte momente ca un fel de box. Ai nevoie să-ți conservi energia, pentru că dacă te iei la harță, hai să zicem așa, cu pacientul pe marginea credințelor, granițele o să se dilueze foarte repede. O să ajungi într-o tăvăleală interpersonală, fără doar și poate, dar e foarte importantă poziția de medic în felul ei. Asta nu te face că ești pe un podeț de ăsta, un pic al moralității, ești un super om. Dar ești un om care este înzestrat cu anumite unelte. Și pentru mine important este să negociez cu pacientul dacă mă arată să-ți folosesc uneltele respective. Nu caut să conving. Știi că sunt oameni care spun, eu nu cred în medicamente psihotrope. Uh-huh. Și eu zic, dacă e să cădem de acord, nu o să am nevoie ca tu să crezi. Gabi, să știi că am din nou nevoie de ajutorul tău. Am din nou o problemă, ca pacient. Știi care e problema mea acum? Trăiesc într-o bulă. Da. Într-o bulă care îmi dă dreptate. Acum 10 ani când am venit la tine, trăiam într-o bulă în care nimic nu era în regulă cu mine. Acum trăiesc într-o bulă în care totul e perfect. Toată lumea, mă rog, nu toată lumea, mai sunt și troli. Dar sunt foarte mulți care vin și
compătimesc alături de mine, trăiesc alături de mine, îmi dau dreptate, adaugă. Și asta nu e numai problema mea. E problema multor altora care stăm pe net, pe social media. Și am ajuns în situația în care nu ne mai întâlnim cu contrazicerea și nu ne mai întâlnim cu ideile diferite. O fi bine? Adică eu am senzația că e o boală, dar nu-mi dau seama. Spune tu. Poate să fie în măsura în care, acum dacă e să depunem amintiri, nu mi-aduc aminte în anii de mult, când eram la începutul carierei, să fie atât de important să clarific care este diferența dintre ceartă și scandal. Pentru că invariabil le spuneam oamenilor că e bine să te cerți. Și oamenii spuneau, nu se poate. Am venit la doctor, eu mă cer cu bărbatul și îmi spui că e bine că mă cer cu bărbatul. Și spuneam, stai o secundă, tu ai scandal cu bărbatul sau cu soția ta. Cearta este un proces prin care întreținem argumente opuse și la un moment dat, făcând schimb de argumente, constatăm că unul dintre noi se înșală, apoi ne dăm mâna și fiecare a învățat ceva. E un meci al minților. E, în zilele noastre, frecvent oamenii îi observ că nu știu să se certe. Sunt oameni care... Observ că nu mai vor să mai accepte argumente contrare a ceea ce cred deja. Absolut. Nu se mai pune problema să mai citească măcar. Dar în felul în care, de fapt, și drept mințile lor au fost altoite și de viteza cu care tehnologia îți oferă un răspuns la o întrebare. Hai să nu uităm că acum 20 de ani, dacă mă interesa să aflu ceva despre nu știu ce specie de margarete din podișul Dobrogei, trebuia să fac un drum foarte lung la bibliotecă, la bibliotecară, unde aveam caietel, carnețel, după care mă trimitea pe un raft, pe un rând, în spate. Acum e mult mai ușor. Acum, Dumnezeule mare, în 0,2 secunde, ai nu numai răspunsul pe care îl căutai, dar și câteva la care nu te-ai fi gândit. Și mai e un lucru în plus și asta mi se pare teribil. E foarte ușor să ai dreptate în ziua de astăzi și n-ar trebui să fie atât de ușor. Da. Gabriel Diaconu, doamnelor și domnilor, deci dacă vreți îndoială, dacă vreți argumente contrare, dacă vreți dezbatere de idei, ce vă pot propune altceva decât să rămâneți pe Digi24, pentru că se vor ocupa de asta colegii mei și invitații noștri. Sunt Lucia Mândruță și aici se încheie ediția de dimineață. O dimineață minunată!